ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. La mulți ani de 1 martie! Accident feroviar în Căiuți, buldoescavator lovit de tren. Alin Firfirică câștigă la Cupa Europei, cel mai bun rezultat european la aruncarea discului. Petrecere deosebită de 8 martie la Târgu Ocna, unde primarul social-liberal Cristian Aurelian Ciubotaru a organizat una din cele mai frumoase manifestări dedicate femeii. Frumosul spectacol a fost susținut de mândre trotușene. Bună seara, doamnelor, dragile noastre, mame, mamelor, domnișoarelor, bunicilor, tuturor celor care astăzi, în ziua frumoasă de 8 martie, sărbătoresc primăvara, iubirea, dragostea și respectul nostru, vă transmitem și noi, din partea administrației locale, un sincer și un călduros la mulți ani. Am răspuns provocării dumneavoastră, doamnă profesor, pentru că astăzi dumneavoastră să ne încântați, să încântați publicul din Târgu Ocna, pe dumneavoastră, pe cei de acasă care urmăresc pe pagine de socializare, să ne bucurăm cu toții de o seară minunată de primăvară și să ne încântați. Eu pot să vă spun decât că vă transmit tot ce este mai frumos din sufletul meu, din partea mea. Vă doresc multă, multă sănătate, încredere, bucurie, speranță și tot ce este mai frumos. La mulți ani! Accident feroviar în Căiuți, buldoescavator lovit de tren. Un accident feroviar a avut loc luni 11 martie în comuna Căiuți, județul Bacău, în urma coliziunii dintre un tren și un buldoescavator. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Evenimentul a fost anunțat imediat autorităților, iar intervenția de urgență a fost asigurată de ISU Bacău. În urma accidentului a rezultat o victimă de sex masculin pentru care, din nefericire, a fost declarat decesul. În momentul accidentului, în tren se aflau 40 de persoane care nu au necesitat îngrijiri medicale. Grup infracțional destructurat, 52 de persoane vizate. Polițiștii din cadrul IPJ Neamț au realizat în cursul zilei de 6 martie un număr de 3 percheziții domiciliare în municipiul București și județul Giurgiu, în cadrul unui dosar penal care visează săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. În domeniul finanțărilor acordate de la bugetul de stat prin programul Startup Nation. În fapt, din cercetările realizate în cauză, a rezultat că începând cu 2020, inculpații au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii ilegale de finanțări din fonduri publice în conformitate cu prevederile OUG numărul 10 din 12.1.2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Începând cu luna ianuarie 2020, membrii grupării infracționale au procedat la preluarea unui număr de 23 de societăți comerciale care aveau încheiate deja acorduri de finanțare cu agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovarea exportului, atât personal cât și prin intermediul unor persoane apropiate care au aderat la grupul infracțional organizat, dar și prin atragerea unor persoane cu o condiție materială precară de pe raza județului Neamț, persoane care au fost racolate de către inculpatul ESI și care au aderat la grupul infracțional organizat. Prin intermediul celor 23 de societăți comerciale controlate de către liderii grupării infracționale, au fost depuse la agențiile pentru IMM atragere de investiții și promovarea exportului înscrisuri care atestau date false, inexacte sau incomplete pentru obținerea fondurilor alocate potrivit prevederilor OUG numărul 10 pe 2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, în acest fel fiind cauzat un prejudiciu total în sumă de 4.086.037,99 lei. Investițiile vizează un număr de 52 de persoane fizice și un număr de 45 persoane juridice. În cauză au fost identificate bunuri mobile și sau imobile asupra cărora s-a dispus măsuri asiguratorii efective, respectiv utilaje utilizate în industria hotelieră, achiziționate prin programul Startup Nation, prejudiciul estimat fiind de peste 4 milioane de lei.
Alin Firfirică câștigă la Cupa Europei, cel mai bun rezultat european la aruncarea discului. Sâmbătă 9 martie la Leira, Portugalia, atletul român Alin Firfirică a reușit o performanță remarcabilă la Cupa Europei la aruncarea discului. Cu o primă încercare ce a atins distanța de 66,07 metri, sportivul de la CSEA Steaua și CSM Onești s-a impus în competiție și a urcat pe treapta cea mai înaltă a podiumului de premiere. Rezultatul obținut nu doar că a adus victoria lui Firfirică, dar și-a consolidat statutul ca fiind cea mai bună performanță europeană a sezonului în aruncarea discului. Cu tehnica sa impresionantă și forța fizică, sportivul român a demonstrat că se află într-o formă excelentă și este pregătit să concureze la cel mai înalt nivel. România este reprezentată la această competiție de 7 atleți, 5 la masculin și 2 la feminin. În ultima zi a întrecerii, alți 4 sportivi români vor intra în concurs, inclusiv Bianca Gelber la aruncarea ciocanului, Alexandru Novac la aruncarea suliței, Rareș Toader la aruncarea greutății și Vlad Turcu la aruncarea suliței, Under 23. Felicitări lui Alin Firfirică pentru victoria sa și pentru performanța de excepție, contribuind astfel la prestigiul atletismului românesc. Hai România răsună în aplauzele și susținerea tuturor celor care urmăresc cu pasiune reprezentanții țării noastre în competițiile sportive internaționale. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a reafirmat public faptul că ar fi onorat să candideze din partea Partidului Social Democrat la următoarele alegeri locale. Anunțul a fost comunicat public într-o conferință de presă ce s-a desfășurat la începutul lunii februarie, iar în emisiunea 24 de ore de la Acum TV de pe 6 martie a reconfirmat acest lucru. Mă refer la faptul că veți candida independent, așa au zis unii. Dumneavoastră ați anunțat public că veți candida susținut de PSD. Dumneavoastră ați anunțat că într-o conferință de presă, nu vorbesc eu, vorbim, o puteți contesta acum, ați anunțat într-o conferință de presă că veți, da, ar fi onorant pentru dumneavoastră să fiți nominalizarea Partidului Social Democrat. Cum stă treaba, de fapt? Da, nu mi-am schimbat părerea între timp. Susțin același lucru. Ar fi o onoare să candidez din partea Partidului Social Democrat în condițiile în care Partidul Social Democrat și-a arătat fața umană spre comunitatea noastră cu vârf și îndesat în ultima perioadă de timp și din punctul meu de vedere ar fi inuman dacă mi s-ar propune și dacă mi s-ar cere acest lucru să-l refuz. Bine, da, într-adevăr, acum dacă e să trage în limie, să fim corecți, a fost așa mult. Dacă vă aduceți la un moment dat aminte, eu am mai spus-o și repet, eu am fost ales de oneșteni, nu am fost ales pentru partid. Acum nu înseamnă că întorc spatele PMP-ului. PMP-ul este un partid de suflet. Dumneavoastră a zis-o, nu eu. Mă bucur. Este partidul meu de suflet. L-am găsit, poate chiar unde am găsit oameni cu adevărat de cuvânt, oameni paroliști, oameni corecți. Însă o contextul... PMP-ul după un asemenea candidat. Bun, încă nu-i nimic bătut în cuie. A, bine. Sunt doar ipoteze. Corect de calcul. La momentul ăsta sunt doar ipoteze. Dar legat de primărie, în mod sigur voi candida, să nu-și mai facă calcule nimeni, să nu-și facă nici iluzii, nici calcule. Voi candida, voi câștiga din nou alegerile și spun asta pentru că, deși nu e o treabă ușoară partea asta cu primăria, dar în contextul în care... Vă cam pricepeți la primărie, sincer, contextul, la proiecte. Da, în contextul în care... Orașul l-am transformat în ultimii 4 ani, adică oricine, numai cei rău intenționați pot spune că nu observă schimbările din Onești, dar nu doar asta. Am achitat datoriile Oneștiului în ultimii 4 ani. Am achitat peste 12 milioane credite istorice, mai sunt 2,8 milioane pe care îmi doresc eu să le achit anul ăsta, să intrăm în anul viitor fără datorii, probabil printre puținele localități din România fără credite. Vă dați seama ce înseamnă să nu mai ai credite, cam câți bani poți să faci cu... Câți bani am dat noi credite în mandatul ăsta, cam câte lucruri se puteau face la Onești. Toată lumea contează, vai, că e scump o bancă, că e scump un spectacol, dar nimeni nu-și pune problemă cât de scump a fost creditul pe care l-am moștenit și care l-am plătit. Asta este foarte, foarte important. Dacă în administrația trecută fostul primar se chinuia cu vreun an înainte de a finaliza să ia credite, să plătească salariul la primărie, iată că eu nu am luat credite și am dat credite și anticipat, adică cu o bună gestionare. Bun, recunosc și faptul că
am acumulat experiență atât în mediul de afaceri, dar și în primii 3 ani în care am condus Onești, m-am putut apuca de treabă încă din prima zi. Este foarte greu să vii din afară, să cunoști un sistem și să te așa puși de treabă din prima zi. Eu recunosc că în primul mandat am fost un primar puțin mai slăbuț. Comparativ cu acum. Comparativ cu acum, da. Haideți să nu uităm, că eu mi-aduc aminte primul mandat. Poate unii au uitat, dar mi-aduc aminte. Da, dacă oneștenii m-au votat și a doua oară, înseamnă că n-am fost... Am făcut cât de cât un pic de treabă. Dar comparativ cu mandatul trecut, este diferență de la cer la pământ. Am putut să mă apuc, am venit ca dintr-un concediu în care am putut să reflectez ce am greșit, ce puteam să fac mai bine și să mă apuc din prima zi de treabă și să pun oamenii la treabă, să formez, să construiesc echipe, să construiesc o familie și să muncim toți să tragem în același jug, în aceeași direcție pentru binele comunității. Și iată că acum, la 3 ani și jumătate, pot spune că am dus cel puțin 90% din proiecte, eu zic că le-am acoperit. Proiecte care îmi propusesem să le termin până la sfârșitul mandatului și care le-aș fi terminat cu siguranță dacă mandatul s-ar fi terminat în septembrie, dar în proporție de 90% sunt acoperite proiectele, adică acum când vorbesc de credit, din lucrurile care mi le doream să le duc la capăt. Îmi doream să achit creditele, să scot Oneștiul din datorii. În anul trecut, majoritatea localităților în situații asemănătoare cu noi și-au luat credite. Noi nu doar că n-am luat credite, noi am dat credite în avans. Asta a fost una din ambițiile cu care am intrat în acest mandat. Mi-am dorit și am promis la începutul mandatului că nu va rămâne trotuar nemodernizat. În proporție de peste 80% am modernizat trotuarele, iar în 2 luni începem cu ultimele 8 loturi. Am scos la licitație ultimele locuri, am bugetat încă 7 milioane pentru cu această destinație. Gazele din cartierele Slobozia și Borzești au fost... Proiecte. Rămânem un pic altă... în sfera politică. Avem multe proiecte, foarte multe întrebări. Cred că ar fi topul emisiunea, asta ar fi cu cele mai multe întrebări. Nu-mi dau seama de ce. Nu, cred că e anul electoral, 2024, e o sumă rotundă, așa. Știți ce vreau să vă mai întreb? Nu v-a curtat un alt partid? Că sunt multe speculații pe rețelele de socializare, inclusiv de AUR, că ați candidat din partea AUR. Și acum, eu ca jurnalist trebuie să-mi fac datoria să vă întreb. Sunteți candidatul ideal pentru toate partidele, nu? Ați fost curtat și de alții? Nu, pentru că eu m-am exprimat clar. Am înțeles. Ce am în cap, adică la mine nu există jumătăți de măsură. Nu, eu nu merg la două capete, nu există jumătăți de măsură. La mine este albă sau neagră. Nu. De asta nici n-au încercat nimeni să... Și-au dat seama că bătem la o poartă închisă. Da, n-avea sens și nu... Nu, că au fost multe speculații. Pe rețele de socializare toată lumea își dă cu părerea, e maestru acolo la sfătuiri, consilier și așa mai departe. V-am întrebat toate lucrurile acestea ca să limpezim apele, da? Întrebat legat de alianța dintre PSD și PNL, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Nechină, a făcut o serie de precizări. Știți ce vreau să vă mai întreb? O chestiune foarte importantă. S-a făcut o alianță între PSD și PNL. Va fi o alianță și la nivelul local? Eu nu cred că va fi o alianță la nivel local. Oricum, dar un combat cu siguranță va fi. Adică nu atacăm PNL-ul, nu atacă PSD-ul. E așa, o înțelegere din aia, da. Mai avut dintre astea. Nu știu dacă va fi sau nu va fi. Oricum, mesajul este destul de greu de transmis în contextul în care s-ar merge separat PNL de PSD. E foarte greu să spui că străi liberali în Onești sau străi pesediști în Onești, dar răzbuni la Bruxelles. E un pic greuț mesajul. Din punctul meu de vedere, nu știu de unde, la momentul ăsta vă spun clar că nu știu care va fi opțiunea politică din partea cărui partid voi candida. Oneștenii s-au obișnuit cu mine să candidez într-un... De fapt, la alegerile locale, domnule primar, să alege omul. Nu mai ne ascundem. Da, încă o dată spun, eu înțeleg disciplina de partid. Partidul din partea cărui voi candida, mă voi supune regulilor partidului. Cu siguranță.
Da, că va fi alianță, că vor fi liste comune, că nu vor fi liste comune. Văd că nu are importanță. Nu mai aveți, Eu n-am emoții în privința candidaturii și în momentul în care ader la un partid sau sunt într-un partid, respect disciplina de partid. Am observat și în Consiliul Local, așa, parcă lucrurile, de când e cu alianța asta, parcă lucrurile merg mai lin, așa, mai bine. Da, lucrurile în Consiliul Local au mers din prima zi fără niciun fel de probleme. Eu n-am avut probleme la nivel de Consiliul Local la începutul mandatului și până acum și nici în primul mandat, 2012-2015, n-am avut probleme. Aveți legate de Consiliul. Aveți diplomația aparte cu care rezolvați lucrurile. Da, cred că dacă ești un bun mediator, găsești și dacă proiectele sunt corecte și sunt pentru comunitate și oamenii văd, le greu și la consilier să se opună de dragul de a se opune. Modernizării orașului, cu siguranță. Când vrei binele comunității, când vezi că nu se cheltuiesc banii aiurea, când vezi că totul este bine gestionat, că lucrurile se întâmplă în Onești, se dezvoltă în Onești, nu mai spun de fonduri. Când am început mandatul, erau tot felul de voci. A, păi n-ai atras fonduri, n-ai făcut aia. Ei, uite că nu mai deschide nimeni gura în privința fondurilor, câte fonduri s-au atras în ultimii 3 ani la Onești, nu s-au atras de la Revoluție. Și nu doar din PNRR, nu doar din Angel Saline, de pe toate liniile de finanțare, inclusiv CNI, în care foarte greu se obțin bani de la CNI. Ultima dată când s-au obținut bani de la CNI a fost în 2010, când s-a făcut sala Nadia Comăniș, de atunci nu s-au mai obținut. Iată că acum sunt două proiecte pe CNI. Unul e vorba de creșă la care se lucrează și bazinul de not, care în perioada imediat următoare se va scoate la licitație. O să vorbim de proiecte, pentru că știu că sunt multe. Am zis avem pe Ministerul Mediului proiecte, avem și cel mai important și cei mai valoroși bani, și o repet, și fără niciun, cu toată responsabilitatea, cei mai valoroși bani care i-am adus au fost banii veniți pe linia Consiliului Județean. Au fost bani care, dacă nu-i aveam, era complicat să ducem și proiectele. Și susținerea, până la urmă, a simțit un adevărat sprijin, un suport din partea Consiliului Județean în multe proiecte, nu unul, nu. Da, în foarte multe proiecte, adică 50 de milioane de la Consiliul Județean în 3 ani, în condițiile în care bugetul primăriei pentru investiții este de sub 10 milioane pe an. Adică noi am adus de la Consiliul Județean, bugetul primăriei pe 5 ani. Dar nu asta e important. Au fost bani vitali, bani fără de care anumite proiecte nu le puteam face. Adică le făceam fie renunțând la alte proiecte, și acum când vorbesc renunțând de alte proiecte, eram obligat să renunț la infrastructura pietonală, care toți oamenii și-o doresc, deși nu pare ceva extraordinar, dar că în momentul în care cineva nu are, țipă că nu are, că ar vrea să aibă și în zona respectivă. Și pe bună dreptate, clar, nici nu încape discuție. Atât timp cât mai ai 10-15% din oraș nemodernizată infrastructura, acei oameni se simt un pic marginalizați. Zice, de ce la noi nu? Cetățeni de mâna a doua? De ce la noi nu? Doar că proiectele încep dintr-un loc și se termină într-un loc. Adică s-au întâmplat atâtea situații, să rămână, să fii până la trotuarul X și acolo se oprează. Zice, dar de ce s-a oprit aici? Pentru că proiectele sunt bucăți de n-aveți așa un proiect teritoriu. N-am scos, magie. N-am scos tot în funcție de bani, în funcție de economii, dar iată că în acest an reușim să închidem tot ce înseamnă infrastructură pietonală la nivelul Oneștiului, cel puțin zona de blocuri. Cu ocazia zilei de 8 martie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Aeroport George Enescu, jandarmii Inspectoratului de Jandarm Județean ai grupării de jandarmi mobile, pompierii Inspectoratului pentru situații de urgență, reprezentanții Agenției Naționale Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog și ai Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, Centrul Regional Bacău, au fost prezenți în mijlocul comunității, unde au oferit flori și mărțișoare doamnelor și domnișoarelor aflate în trafic. Acțiunea s-a desfășurat în municipiul Bacău cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român, iar doamnele și domnișoarele participante la traficul rutier au fost sancționate cu flori și mărțișoare. Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au încercat să le însenineze ziua cu o floare, un zâmb
înveți și voie bună. Cu această ocazie, oamenii legii le-au transmis la mulți ani și o primăvară frumoasă. Daruri mici din suflet mare. În fiecare an, în prag de primăvară, curtea școlii gimnaziale Alecu Ruso din Bacău este cuprinsă de bucuria mărțișorului. Cu inimile pline de bucurie și hotărâre, cei mici și cei mari, ajutați de cadrele didactice, au pregătit mamelor și bunicilor câte o surpriză de suflet. Elevii școlii Alecu Ruso au așteptat astăzi mamele cu o provocare de ziua lor, astfel încât fiecare mamă a trebuit să caute pe copăcelul clasei mesajul propriului copil. Am văzut lacrimi în ochii părinților și am înțeles de la dânsele că nu există un cadou mai frumos de 8 martie decât mesajul propriului copil. Le urăm tuturor mămicilor la mulți ani, doamnelor, multă sănătate, putere de muncă și o primăvară frumoasă pe mai departe. Și în acest an, elevii au dorit să continue tradiția de mărțișor și au surprins doamnele care au venit cu lucrări pline de zâmbete și bucurie. Pentru că își doresc ca de fiecare dată să-și surprindă mamele într-un mod inedit și plăcut, elevii au oferit o provocare: să descopere mesajul fiecăruia dintre ei în urma unor indicii lăsate pe copacii din grădina școlii, și au îmbrățișat mamele în modul lor, prin joc, cu fericire și zâmbete. Intrând în curtea școlii, sărbătoritele au fost nevoite să răspundă unei ghicitori, iar răspunsul le îndruma spre mesajul scris cu multă emoție de copii. A fost o cursă a bucuriei, dar și a îmbrățișărilor sincere. Părerea aveți despre această inițiativă? Vai, suntem super încântați și emoționați și vă mulțumim din suflet. Felicitări! Felicitări tuturor colaboratorilor de la Alecu Ruso. Minunat, da, da. Ce ați găsit? Minunății am găsit. Suntem emoționate și nu mai avem cuvintele la noi azi. Foarte frumoasă. Am rămas plăcut surprinsă. Căutam acum. Foarte frumos. Am înțeles că au fost așa câteva indicii, pentru că dumneavoastră nu știați care va fi copăcelul clasei. Cum ați reușit să ajungeți la el? Inima roșie. Mami, inima roșie. Asta a fost indiciu. Să înțeleg că vă place. A devenit deja o tradiție. O tradiție frumoasă. Anul trecut am avut inimioare pe gardă, anul acesta un copac foarte frumos, o inițiativă frumoasă. Mulțumim conducerii școlii. Deocamdată nu. De acum suntem în căutări. Nici elevii de gimnaziu nu s-au lăsat mai prejos și au pregătit mărțișoare și mesaje pentru doamnele din comunitate. Au fost bucuroși să fie întâmpinați cu deschidere și să aducă un zâmbet sincer pe chipurile celor de pe străzile din jurul școlii. Elevii școlii gimnaziale Alecu Ruso vă urează o primăvară plină de bucurii. Mulțumim! Mulțumim frumos! Ia spune, ce ai pus acolo pentru mami? Am făcut un poster și o felicitare. A găsit greu? Nu. Își dă seama după scris. Și-a dat seama după scris? Da. Te bucură această tradiție? Da, foarte mult. O fac pe mama fericită. Cadrele didactice își doresc această tradiție să fie dusă mai departe, să ofere oportunitatea de a arăta elevilor că este important să ne implicăm în viața comunității, că școala face echipă cu părinții și că doar împreună putem sprijini o educație de calitate. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Vineri 15 martie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 8 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 2 grade Celsius. Sâmbătă 16 martie, vremea continuă să se mențină rece. Cerul va fi în cea mai mare parte noros, maxima zilei ajunge până la valori de 13, chiar 14 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Duminică 17 martie, vremea se menține rece, cerul va fi în cea mai mare parte noros, maxima zilei nu va depăși valoarea de 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.